țân, câte poțân, pâncă bunău. De umeri nu mai e pot să-l țân și am să beau. Atâta pân când am să aflu și ni poate să-mi spui. Cât să beau să încheie, nu mă ghine când dau în jet să mă îndrept. Genunchii cat pe lângă chef. Aici, să vedem, să vedem, să vedem parada. Pentru Dodor. Dar ce zi e astăzi? Hmm? Ce zi e astăzi? Mai. Pentru... A... 1 mai. 1 mai. Dar ce înseamnă 1 mai? Sărbătoare la toți. 1 mai. Ce înseamnă 1 mai? Sărbătoarea mare cum a fost înainte. Sărbătoarea cum? Liberării. La 1 mai. Dar ce înseamnă? Ce sărbătoare pe 1 mai? Ziua muncii. Este o nevastă care să-mi dea bani, nu. Dar cât o să vedea? Cât, nu știu cât era, dar acolo, 100 de lei. Dar ce zi e asta? Ha? Ce zi e asta? Pentru ce ați venit astăzi la Chișinău? Dar păi, așa și ne-au luat cu autobus, numai eu, dar sunt mai mulți care ne-au luat la autobus. O demonstrație este pentru Republică. Pentru Republica Moldova, da? Da. Cine? S-a organizat vreun transport, ceva? Da. Dar cine a organizat transport? Lumea, partea. Partidul. Faptul că Dodon încearcă să patenteze drapelul istoric al Moldovei românești nu reprezintă mare lucru pentru adepții săi, pentru care capul de bouri nu înseamnă nimic. Asta pe lângă faptul că semnificația adunării este pentru aceiași adepți una total necunoscută. Cum pentru ce? Aia. Pentru ziua independenței. Mai mult, la manifestație au fost adunați de prin sate oameni care nu știau pentru ce trebuie să mărșăluiască prin centrul capitalei. Ce înseamnă 1 mai? Nu știu. Cu cine ai venit? Eu vin cu fratele meu și cu sora. Dar cine v-a organizat? Cine v-a spus să veniți aici? Eu în sat. La parada de 1 mai a venit și Igor Dodon, care împreună cu sportivul Nicolae Valuiev au simțit nevoie de a fi aproape de manifestările bahice ale celor prezenți. Честь Николая Сергеевича Валуева, депутата Государственной Думы, троекратный гимн. Ура! 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 Cu toate acestea, socialiștii au avut parte de o surpriză neașteptată în Piața Marii Adunări Naționale. O asociație unionistă i-a întâmpinat cu Deșteaptă-te Române, în timp ce cei cu stegulețele roșii se îndreptau spre Teatrul de Operă și Balet. Amintim că ziua de 1 mai este o sărbătoare americană. Deși statele lumii sărbătoreau ziua muncii după revolta muncitorilor din Chicago, comuniștii și socialiștii și-au inventat propriile parade, totul cu scopul de a nu recunoaște că această sărbătoare a plecat de la un vis american, acela de a avea ziua de lucru de cel mult 8 ore.